când apar niște chestii, că surse, că se pare, că mai înțelegi. Poate să apară o chestie clară, e acolo, semnează, face vizita medicală. Păi m-au înjurat suporterii că vindem un titular înainte de meciul cu CFR. Nu-i normal. De-aia și vreau să vorbesc. Bă, nu-i normal. Dați-o și voi așa puțin mai... Că nu se știe sigur. Poate e, poate nu e. Nu există nicio discuție cu Ferencvaros la momentul ăsta pentru Malcolm Juma. Nu există nicio discuție pentru niciun jucător de la noi la momentul ăsta. Vă stau la dispoziție să... Întrebați ce... Câte mesaje ați primit în ultimele 24 de ore de când am avut această informație? Ba, câte mesaje? Am primit destule pentru că am primit de la oameni care contează. Pentru că pentru mine, orice suporter al Stelei contează. Al FCSB-ului, cum le place unora să ne numim. Dar au fost discuții în trecut? Nu au fost discuții în trecut. A fost la un meci Florin Vulturar, agentul, cu cineva de la Ferencvaros, probabil că erau interesați, dar nu am primit nici o ofertă oficială, nici o propunere oficială. Și atunci despre ce să vorbim? Să ne aflăm în treabă? În fine. Cum se anunță meciul cu CFR? La temperaturi scăzute. Păcat că probabil... Din cauza faptului că sunt meciuri importante în Europa, ne-am dus și la orele la care se va juca. Deci la ora 21 se joacă meciul ăsta. Anticipăm, o să fie minus 7, minus 8 grade Celsius. Sper ca instalația de încălzire să funcționeze și cred că funcționează pentru că e... un club serios, clubul care domină fotbalul românesc de jumătate de deceniu și mai bine. Iar cred că ne vom prezenta foarte bine. Nu doar sper, ci cred asta. Pentru că am văzut cum s-au prezentat la antrenamente după thrillerul cu Farul. Mi-a fost dat de puține ori în carieră să trăiesc meciuri cu un final neașteptat. Dar așa ceva n-am trăit niciodată. Adică să ajungi să spui că ai dominat o partidă și meritai să câștigi și ai câștigat-o în timpul 90 de minute, 92 de minute și nu numai că n-ai câștigat-o până la urmă, ci ai și pierdut-o, asta chiar nu mi s-a întâmplat să pățesc, dar vin cu un clișeu prăfuit, dau puțin suflu, îl dăm la o parte, ce nu te ucide, te face mai puternic. Și deocamdată n-am murit. Nu știu dacă... Cum? Malcolm spunea că ați avut un discurs în vestiar, ce l-ați transmis? Știa aia cu Las Vegas? Ce se întâmplă în Vegas, rămâne în Vegas. Ce se întâmplă în vestiar, rămâne în vestiar. Dar nu era vorba de trezit, pentru că i-au jucat foarte bine. Doar că un ghinion teribil a făcut să pierdem acest meci. Și din nefericire, un meci extrem de important pentru noi. Pentru că eram într-o spirală foarte bună. Se mai întâmplă. Așa a fost să fie. Nu am absolut nimic de reproșat. Eu pot să reproșez jucătorul doar când e vorba de lipsă de atitudine. Nu s-a pus problemă. Pot să... Când Bilel Omrani la milimetru este în offside, intervine e o fază extrem de grea, o fază la care doar subtilitatea unui arbitru de mare valoare poate să vadă că se poate anula golul. Poate că un arbitru fără experiență, un arbitru care nu are valoarea pe care are Ovidiu Hațegan, nu observa asta. Era 3-1, meci era terminat. Mai departe, erorile le-ați văzut, ale noastre. Doar că Tam a fost faultat la faza premergătoare eliminării lui Daua. Însă nici acolo nu pot să-i reproșez nimic lui Feșnic, pentru că a fost un fault făcut de Alibec foarte subtil.
Deci subtilitatea ne-a făcut să pierdem puncte împotriva unei echipe care sigur că joacă fotbal, sigur că își merită locul în clasament, dar pe care trebuia să o învingem fără drept de apel după cum s-a jucat. Asta este opinia mea, nu trebuie să superi nimeni. Și despre Omrani s-a discutat foarte mult în ultimele zile, dacă face deplasarea, dacă nu o face. Avem 18 jucători de câmp valizi pentru deplasarea asta. Nu vor face deplasarea Șerban, care s-a accidentat la antrenament acum două zile. Suspendații Daua și Coman. În rest avem numărație, 18 jucători cu doi portari, 20. Deocamdată 20 este numărul maxim pe care îl putem alinia la o partidă oficială. Și aici vreau să accentuez că și noi dorim să putem avea pe lista unui meci în raportul de joc mai mult de 20 de jucători, cum au italienii. Nu, poate nu 40, dar măcar 23, pentru că este foarte important. Când ai, Petrescu are dreptate, el are o strategie, are jucători cu experiență, vrea să-i țină pe toți aproape, foarte bine face. Noi avem altă strategie. Noi am dorit să avem pe bancă și jucători foarte tineri. Am dorit să-i avem pe bancă, spre exemplu, pe David Popa și pe Mihai Vlad Toma, ca să nu se facă o confuzie, că s-a mai făcut o confuzie, că mai era un Toma. E extraordinar pentru un copil de 16 ani să fie pe bancă lângă, știu eu, un Omrani sau un alt jucător cunoscut. Dar nu putem. De ce? N-am nicio idee. Nu sunt locuri suficiente pe băncile de rezerve? Pot sta și în spatele băncilor de rezerve. Trebuie făcut ceva în sensul ăsta. La noi, și acum, deși la jocurile pe care le disputăm în Europa, toți jucătorii de pe bancă se pot încălzi, noi avem dreptul să încălzim 3 jucători. De ce? Am avut probleme, nu avea voie preparatorul fizic să acompanieze jucătorii la încălzire. Pentru că astea erau regulile în România. Dar dincolo nu erau regulile astea. Ar trebui totuși să fim puțin mai flexibili. Cum veți trata fazele fixe? Sau cum le-ați tratat în ultimele zile? Sper să nu le tratăm cu mari emoții. Sper să le tratăm cum le tratăm la antrenament. Vom vedea. Poate că vor fi ceva schimbări în tactica adoptată. Revenim la jucători și la Daua. Parcă nu spunea mai... Fiți, se aud și întrebările? Ca să nu cumva să vă dau răspunsuri fără să știe întrebările. Se aud, vorbesc mai tare sau la... O să repet eu întrebare, că da? Spuneți-mi. Mai în glumă, mai în serios, spunea patronul că se bucură că Daua are roșu pentru meciul cu CFR. Nu comentez. Nu, oprește-te, că nu o să cataloghez eu vreun. Nu vreau să comentez ce a zis patronul. Vreau să te întreb dacă tu mai poți cu erorile comise de Daua. Că nu e prima pe care. Dacă mă lăsai să mă opresc, că nu mai mă enervai acum. Tu nu înțelegi că eu n-am viața mea, mă cunoști? Mă cunoști. De 30 de ani, de 31 de ani sunt în fotbal. În viața mea n-am criticat un jucător. Mă înnebunești cu întrebările astea. Nu critic fotbaliștii. Dacă am ceva să le spun, le spun în particular. Și am fi mai atent când vorbesc. Am spus mai devreme că dacă e vorba de atitudine pot să critic un jucător în vestiar. Eu nu sunt antrenor, sunt cu alte probleme pe aici. Nu critic jucătorii. Chiar nu înțelegi că nu critic jucătorii? Alții critică jucătorii. Vă rog. Poate să fie decisiv meciul ăsta pentru lupta la titlu, pentru că anul trecut, în play-off, s-a intrat cu 14 împărțit la 2, 7 puncte distanță CFR de noi. Și la un moment dat s-au făcut 8, după ce am pierdut noi cu Craiova acasă. De la 8 puncte am ajuns în penultima etapă, dacă am fi câștigat, să jucăm cu titlu pe masă,
mulțumită tuturor factorilor de decizie, la Buzău. Nu s-a putut din cauza unei mari erori de arbitraj. Chiar dacă era VAR, nu numai la marcaje, ci pe marginea terenului. Era duba VAR și se întâmpla o simulare. E, nu aveau oamenii voie să informeze, dar ei au văzut în dubă, dom'le, e offside la Costin. A fost offside la Costin, dar a marcat din offside și n-a mai putut să jucă cu titlul pe masă. Din moment ce, la ora asta, să punem worst case scenario, ne bate CFR, sunt 12 puncte. Greșesc? Sunt 12, nu? Dacă ne bate. Hello. 12, nu? Sunt 9 acum. Bun. Împărțit la 2, fac 6. Deci stăm mai bine decât anul trecut. Nu. Se joacă până în ultima clipă. Probabil. Și acum e și VAR, nu e doar simulare VAR. Am și, ca să nu te mai enervezi, voiam să te întreb... Dar și tu ceva mai dulce. Dacă ți-e tot de Ghencea. De Florin Ghencea îl văd la fiecare meci. Ce se întâmplă cu stadionul? Păi ce se întâmplă cu stadionul? Am făcut o solicitare din nou. Vezi, te-ai scos cu asta. Și am primit un răspuns ciudat din punctul meu de vedere, pentru că în prima parte a răspunsului argumentația este că încă nu sunt normele de aplicare ale legii, ceea ce știm și noi și ne place să o aflăm din nou, dar pe finalul răspunsului ni se spune că în luna februarie se fac și lucrări de mentenanță. Ce legătură au lucrările de mentenanță cu faptul că nu sunt norme? Nu jucăm că nu sunt norme, nu că ar fi lucrări de mentenanță. Dar probabil că cineva are nevoie de o plasă de siguranță. Că cineva refuză zeci de mii, multe zeci de mii de euro per meci, preferând să joace o echipă care nu plătește un normal, pe un bun al poporului român, cineva vrea neapărat ca statul român să piardă sume considerabile. Și ce mai vreți mai mult? Ce vreți mai face? Ce mai îmi face din nou, așteptăm normele. Și după aia așteptăm ca lucrările de mentenanță să se desfășoare în condiții optime și să se termine în acest secol. Incidentele de la Sepsi, Craiova, vor aduce ceva benefic în fotbalul ăsta? Nu. Incidentele s-au mai văzut pe incidente. Cineva a scandat ceva. Ceea ce se întâmplă la toate meciurile. Ceea ce se întâmplă cu noi, cu mine, cu familia mea și nimeni nu ia nicio măsură. A fost un exces de zel și o dorință probabil de afirmare a unui arbitru care a deschis cutia Pandorei. Și acum se pot întâmpla foarte multe evenimente, cum ai zis. Doar că acel arbitru ar fi trebuit să țină cont de faptul că televiziunile au plătit pentru organizarea și, mă rog, pentru transmisia acestei partide, că gazdele au plătit pentru organizarea acestei partide, că oamenii au plătit legitimații de acces pentru a intra să vadă meciul, nu 26 de minute, că oricând se poate întâmpla asta și atunci probabil că nu vor mai exista drepturile de televizare la nivelul ăsta și asta ar însemna falimentul fotbalului românesc, pentru că sunt foarte multe echipe care trăiesc aproape în exclusivitate din drepturile de televizare, pentru că, în mod normal, oficialii unei partide, că e vorba de arbitru, că e vorba de observator, trebuie să conlucreze în cadrul acelei atât de vehiculate sintagme, celula de criză, se face rău, și să ia o decizie care să împiedice asemenea
Am oprit meciul. Haide să vedem cum facem să-l continuăm. Nu haide să aplicăm regulamentul, că noi vedem doar în față, vedem regulamentul. Nu, haide să vedem cum să facem. Haide să îi eliminăm, să-i scoatem din stadion pe cei care scandează și atunci se va juca meciul. Și dăm cu amenzi în toată lumea. Dar nu poți să oprești un meci. Ce vină au fotbaliștii să pierdă meciul 3-0? Că probabil că asta se va întâmpla. Ce vină au? Ce este, ce iese bine din toată treaba asta? Am văzut o declarație a domnului Dio Seghi, care spune că nu e normal să se scandeze din partea suporterilor etnici maghiari Ria Ria Ungaria în România. Deși cu o zi înainte susținuse că e ok. Iar eu spun că ăsta este un pas înainte. Da. E o provocare. După cum de foarte multe ori am auzit strigându-se din partea celor suporteri la adresa românilor țiganii. Nu neapărat în România, ci și prin alte părți. Meciurile trebuie să se desfășoare pe stadioane. De aia s-au făcut stadioane de excepție. Stadionul de la Sfântul Gheorghe este de excepție. Ați fost acolo. Un gazon impecabil. Stadionul arată foarte bine. Din interior. Stadionul de la Craiova. S-au investit bani mulți acolo din bugetul statului. Arată excepțional. S-a jucat meciul aseară, un meci foarte spectaculos, fără spectatori. Din cauza că lui Chivulete i-a plăcut să facă așa. Probabil că s-a antrenat, probabil, habar n-am de unde să știu, dar probabil că s-a antrenat în oglindă și i-a plăcut gestul ăsta. Mamă, cum să-i fac să-i scot pe ăștia de pe teren? Nu, frate, nu, nu-i scoate de pe teren. Lasă-i să joace, scoate pe ea din tribună. Nu-i scoate pe ăștia din teren. Că de aia se duc oamenii să joace fotbal. Nu să vadă gesturi. Credeți că ceilalți arbitri se vor simți obligați după tot ceea ce s-a întâmplat să procedeze la fel? Rămâne să vedem. Clar că scandal vor fi. Dar mie mi se par mult mai grave alt gen de scandal. Mi se pare mult mai grav decât ce s-a întâmplat acolo. A intrat în folclor chestia asta. Dacă suporterii noștri scandează împotriva Rapidului, folosind un termen pe care rapidiștii l-au folosit când au câștigat cupa, cântând despre ei, pentru că și asumă toți asta. Noi eram aurolaci. Bă, poate că n-am folosit pungi. Doar venim de la supermarket, hipermarket, minimarket. De ce să facem să exagerăm? Noi plătim amenzi colosale în Europa și vom juca primul meci. Poate ați uitat. Noi n-am uitat. Fără spectatori, dacă ne vom califica în cupele europene, pentru că un necunoscut, pentru că este undercover, reprezentant al FARE, a spus că și-a înregistrat un fragment din folclorul stadioanelor românești și l-a prezentat la UEFA ca fiind o mare scandare rasistă, xenofobă și așa mai departe. Și uite ce s-a întâmplat. Înțeleg că persoana respectivă, pe care nu o cunosc și probabil că nu o să o cunoaște niciodată, are dreptul de a pătrunde în incinta stadionului ca orice alt spectator și a scrie exact ce dorește în raportul pe care îl întocmește și îl trimite la UEFA. Care iar e o chestie în neregulă. Cum în neregulă este și faptul că raportul unui arbitru / observator e mai tare decât proba video. Că așa se întâmplă în România. Cum să fie mai tare decât proba video când vezi ce s-a întâmplat de altfel? În fine, nu o să putem să facem noi asta, dar măcar să mai tragem de mânecă pe cineva. Dar mesajul meu, sper că a fost clar, pentru că apar niște site-uri ca ciupercile alea otrăvitoare după ploaie, care își pot permite să scrie orice. Mă uit la și site-urile care contează, care au, vorba aia, un trafic ok, preiau. Nu e informația mea, am preluat-o de acolo.
Păi de la cine ai preluat? De la site-ul 3 Sud-Vest și chestii de genul ăsta? Nu se poate așa ceva. Oameni buni, haideți să facem... Nu ne pricepem noi să facem fotbal cum ne-am dorit să o facem. Dar hai să facem, să încercăm să facem și fotbal cum trebuie, hai să facem și presă cum trebuie. Nu e normal să faci așa ceva. Cum să scrii că băiatul ăsta e la Budapesta și semnează cu Ferencvaros? Când el e aici, bine mersi. Cum să scrii așa ceva? Chiar nu te descalifici? Nu simți că te descalifici ca jurnalist? Rupeți creionul. A? Nu se mai scrie cu creion. Știu că nu se mai scrie cu creionul. Așa, nici creion de arbatul nu se mai folosește, da. Mă rog. Dacă va fi Colțescu la meciul cu CFR, cum se spunește, cum mi se pare? Păi nu cred că ar putea să fie altcineva. Și finala campionatului, unde am fost împiedicat să jucăm, de un arbitru neatent, probabil că tot Sebastian Colțescu ar fi arbitrat. Nu avem ce să comentăm. Eu n-am comentat nici măcar arbitrajul de acum. Ce să mai comentăm? E VAR. Se mai întâmplă să se creșească și cu VAR. Ce să... Am văzut ieri Chindia cu UTA. Am văzut de o grămadă de ori golul marcat de UTA la 1-1. Și mi se pare corect, da. Na, important e ce spun arbitrii. Că și acolo probabil de o înțeleg că oricum nu prea a mers VAR-ul pe acolo. Dacă se pare rea voință cu VAR-ul ăsta așa? Că... Nu. Nu cred că e rea voință. Doar că dacă cineva poate să-mi explice de ce s-a dictat o lovitură de pedeapsă în favoarea Rapidului la meciul cu CFR, la 2-1 ăla, atunci nu mai zic nimic. Dar să ne explice. La ținere reciprocă. În fine. În lipsa lui Daua poate reveni Cristea? Nu putea vedea pe Iulian Cristea? Puteți vedea. Dacă vă uitați la meciul, puteți vedea pe Iulian Cristea. Da. Sunt trei fundași centrali în lot, Cristea, Tam și Haruț. Vor juca doi dintre ei, în schimb în sistem. Șanse mari. Ia o să. Da. Da? Care dreapta, care stânga, știi? Da. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc.